Tăierea indemnizațiilor membrilor directoratului cu 30% îi nemulțumește pe șefii CEO. Potrivit jurnaliștilor de la Scandal de Gorj, doi dintre membrii acestui for de conducere au amenințat că demisionează dacă le vor fi tăiate lefurile. În fapt, măsura de tăiere a indemnizațiilor vine ca urmare a presiunilor făcute de ALDE asupra celor care conduc societatea de stat și care sunt revendicați de PSD. Este vorba despre Constantin Bălășoiu și Dan Vasile, care, în cazul în care ar părăsi directoratul CEO, s-ar întoarce pe funcțiile deținute anterior la Ișalnița și respectiv Craiova 2. Conform sursei citate, în societatea de stat există interese politice în care ALDE Gorj cere de mai mult timp demiterea șefilor CEO pentru a-și aduce proprii oameni în conducerea companiei, mai ales după pierderea de 200 de milioane de euro înregistrată de actuala echipă managerială. Niciunul dintre directorii menționați nu a putut fi contactat pentru a-și exprima punctul de vedere.